facem o arenă națională de 70.000 de locuri ca să prindem Liga Finală a Ligii Campionilor și o arenă națională de 10.000 de locuri ca să organizăm Supercupa României. Sunt 6-7.000 de spectatori cu indulgență pe arena națională în acest moment. În Anglia, Supercupa României se joacă cu noi, Wembley de 90.000 de locuri plin. Supercupa Spaniei, normal, se va juca cu toate biletele vândute între Real și FC Barcelona, dar românii au bani să se ducă în străinătate, în vacanță sau cine știe pe unde, tot felul de destinații, în timp ce englezii și spaniolii normal nu au bani de vacanțe și de aceea stau pe acasă și merg și umplu stadioanele la Supercupa Angliei sau la Supercupa Spaniei. Gică Popescu l-am văzut din nou în tribuna oficială. E un personaj pe care dinamoviștii nu-l iubesc foarte mult, mai ales că în ultima vreme a făcut niște declarații destul de ciudate la adresa lui Dinamo, mai ales că e fostul său club. Încercăm să vedem dacă, mai ales la Dinamo, că acolo ne așteptăm mai mult, sunt schimbări la pauză, dar deocamdată nu-mi dau seama dacă se face vreo schimbare. Marele semn de întrebare, după părerea noastră, era la Marius Nicolae, dacă el revine și intră, iată, Cudean, da, este o schimbare până la urmă. Marius Nicolae nu-și mai face apariția pe teren. În primăvară, la 0-0 la pauză, a fost o adevărată furtună în Ștefan cel Mare, exact, în vestiarul dinamoviștilor. Acum la 1-0 pentru CFR, nu vrem să ne gândim ce a fost. Sau mai degrabă, eu sincer aș fi vrut să fiu acolo în vestiar, să văd ce se întâmplă. Și ne aducem aminte la pauza meciului de campionat. Dănciulescu nu mai revenea de la cabine pe teren. Acum Marius Nicolae nu mai revine pe teren. Noi avem în reluare golul care decide deocamdată această supercupă. Diogo Valente reușește să marcheze după pasa lui Mureșan. Dacă Valente reușea să marcheze primul său gol la CFR într-un meci amical împotriva lui Dinamo, dar era vorba de Dinamo Ceșke Budejovice din Cehia, acum vedem Valente marchează primul său gol într-un meci oficial pentru CFR, tot împotriva lui Dinamo, Dinamo București. Și vedem o reacție imediată a suporterilor dinamoviști odată cu intrarea lui Bălgărdean în poartă. Nu l-au primit foarte, foarte bine, probabil considerându-l vinovat pentru golul primit de la Diogo Valente în prima repriză. Aș remarca faptul că în momentul în care Marius Nicolae este scos de pe teren, vârf de atac este trimis în teren Cudean și nu Dănciulescu, și sigur pot continua speculațiile în jurul relației tensionate care există între antrenorul Dario Bonetti și Dănciulescu, pentru că ne aduce aminte ce declarație a făcut Dănciulescu după acea partidă de campionat între CFR și Dinamo. Sigur, apoi Dănciulescu a mai calmat lucrurile în discursul său, spunând că relațiile s-au normalizat după succesul din finala Cupei României. E adevărat, însă Cudean e mai pe profilul Nicolae, să spunem, având în vedere că dinamoviștii au preferat să joace cu Alexe Lipit de tușă în banda stângă și nu al doilea vârf. Să-ți aduc aminte, dacă ai 200 de goluri marcate, cam pe ce profil crezi că ești, așa? Nu, profilul golgeter. Degajarea lui Bălgrădean pentru viteza lui Cudean, Maftei cu o intervenție excelentă în fața lui Cudean. Să spunem repede cele două echipe, CFR Cluj cu stânceri în poartă, Ivo Pinto, Cadu, Maftei și Camora pe linia de fund. Mijlocași sunt Deac, Mureșan, Voș și Diogo Valente, în atac Sugu și Roni. De partea cealaltă, la Dinamo, Bălgrădean este în poartă, linia de fund Nica, Luchin, Grigore, Pulhac, în flancul sunt Rus și Alexe, în centrul terenului Bubacar, Cătălin Munteanu și Isaba, vârf de atac Cudean după ieșirea lui Marius Nicolae la pauză. Nicolae a jucat modest în prima repriză, a avut o șansă foarte mare de gol când a ratat preluarea cu piciorul drept în apropierea porții lui Stâncioiu și cumva ne așteptam la această decizie a lui Dario Bonetti. Păcat, dacă Nicolae va pleca după această supercupă, este o despărțire amară de echipă, dar să nu uităm, Marius Nicolae până la urmă vine după cel mai bun sezon al său, 19 goluri marcate pentru Dinamo în sezonul trecut și un trofeu Cupa României după 5 ani de așteptare pentru Dinamo. Am văzut pe Dănciulescu pe bancă. El ar putea intra în această repriză secundă la Dinamo. În continuare, dinamoviștii conduși cu 1-0. Pasă pentru Cudean. Cadu nu riscă absolut nimic și trimite în afara terenului. Joacă simplu cei doi fundași centrali ai CFR-ului de fiecare dată, Cadu și Maftei, doi jucători foarte experimentați. Dinamo încearcă să
o ia tare pe campioană încă din aceste prime minute ale reprizei a doua. Dinamo la 0-0 a jucat bine, apoi însă golul marcat de Valente a tăiat formația lui Bonetti și antrenorul italian vine cu o mutare care să revigoreze atacul dinamovis, introducerea tânărului Țucudean în ultima parte a sezonului, atunci când Bonetti îl introducea deseori pe Țucudean pe parcursul meciurilor. Mi s-a părut că puștul adus de la Arad mereu a reușit să impulsioneze atacul dinamovis. Acum o minge a lui Cătălin Munteanu pentru Rus, reușește să respingă Camor, apare Nica. Preluarea lui Nica, pierde însă în fața lui Valente, omul de prin plan al CFR-ului până acum în această supercupă. Valente a faultat Voș la Isaba și va fi o lovitură liberă pentru dinamoviști. Să remarcăm câtă încredere îi acordă Ioan Antone tânărului maghiar Voș, pe care îl titularizează Supercupa României la puțin timp după ce acesta a fost adus la CFR. El a pierdut o bună parte din pregătire alături de CFR, nu este la 100% din punct de vedere fizic, dar îl titularizează în această Supercupă. Spunem tânărul Voș, pentru care doar 23 de ani și în ultimii 5 ani a jucat la Brescia. El a fost cumpărat în Premier League de Stoke City. Acum Isaba centrează în fața porții pentru Alexe, foarte inspirat Stâncioiu. În continuare, cei doi africani ai lui Dinamo, Isaba și Boubacar, au o contribuție importantă la jocul de atac al lui Dinamo. Revedem această fază în care Isaba protejează foarte bine în fața lui Maftei, însă iese bine acolo Stâncioiu și reține. Excelentă reacția lui Andone, după cum știți, cu siguranță Andone, fost fundaș central, i-a făcut semn lui Maftei, împinge-l cu pieptul mai mult, era pe margine, aproape de linia de a intra în teren. Ne aducem aminte cu cât stil purta tricoul cu numărul 6 Andone la Dinamo în această vară. Tricoul cu numărul 6 a fost preluat la Dinamo de Scutaru, între timp ce CFR reușește să recupereze. O minge pentru Roni, șutul lui Roni, reușește Grigore să blocheze acolo. Își repară greșeala, Grigore a dat o pasă foarte slabă pentru Boubacar și până la urmă a reușit să-l blocheze pe Roni. Doar corner pentru CFR, prima șansă a acestei reprize secunde și Andone știe că la 2-0 putea închide jocul. Minutul 50 în continuare, 1-0 pentru campionii de la CFR. Lovitură de colț, Deac s-a dus la colțul terenului. Țucudean a venit și el în care, un jucător înalt, un jucător care poate fi util la asemenea gen de fază. Nica respinge pentru Diogo Valente, greșește Valente și Isaba poate pleca pe contraatac. Lângă el Boubacar, a venit și Rus, Isaba este însă faultat de Cadu. Mie mi s-a părut mai degrabă, cel puțin aceasta este prima impresie, că a căutat obținerea acestei lovituri libere, se sufoca. Dar vedem, Hasegane i-a arătat un cartonaș galben lui Cadu, pentru că în opinia arbitrului Cadu a tăiat acest contraatac al lui Dinamo. Să vedem această reluare în care Cadu într-adevăr îi dă un brânci lui Isaba și nu mai avea prea multe soluții Isaba. Nu a fost foarte inteligent Cadu la această fază, trebuia să-l lase. În continuare însă fanii dinamoviști sunt cu siguranță cu gândul la acea fază în care Dinamo putea să primească lovitură de la 11 metri în prima repriză, atunci când mingea a fost lovită cu mâna de Ivo Pintu în propriul careu la o centrare a lui Alexe și Hasegan a decis să nu dicteze lovitură de la 11 metri. O fază dificilă, poate o fază de 50-50, însă a fost o imprudență a tânărului fundaș dreapta de la CFR și se putea dicta lovitură de la 11 metri acolo. Roni pentru Voș, pasa lui Voș pentru Diogo Valente, doi jucători veniți în această vară. Diogo Valente a încercat un nou șut, mingea respinsă de Nica până la urmă în corner, cred, da? Joacă bine Nica până acum, tânărul care a fost promovat, să nu uităm, el a fost titularizat și în campionat în acel meci dintre Dinamo și CFR din retur de către Dario Bonetti. Avem o imagine pe tânărul care a jucat în naționala de juniori a României și care iată face saltul în primul 11 al lui Dinamo. Bălgrădeană și așează defensiva CFR, reușește să lege loviturile de colț, presiunea echipei clujene, o nouă centrare a lui Voș, de această dată la colțul lung sare Roni acolo, din nou Roni încearcă și Cadu, dar Puha degajează. Camora cu pieptul Stâncioiu. Și
cele mai importante faze din acest meci pe site-ul sport.ro, golul lui Valente sau penaltul pe care Dinamo l-a cerut în prima repriză. Noi vedem aici o fază cu același Valente care centrează, bine respinge acolo Grigore, a doua intervenție foarte bună în această repriză secundă a lui Grigore, două intervenții decisive ale lui Dragoș Grigore. Cătălin Munteanu îi fură mingea lui Hoș și poate fi un contraatac periculos pentru Dinamo Suceava. Suceava pasează pentru urcarea lui Rus, a venit însă Camora foarte bine și a reușit să obțină o lovitură liberă. Ce concurență la CFR pe acest post de fundaș stânga. Camora joacă bine și în acest meci, dar vine Sepsi tare din urmă. Sepsi, un jucător pe care CFR spune că are datoria de a-l readuce la forma cu care Sepsi poate pătrunde și în națională. Nici vorbă de fault la Hoș. Foarte bună acea minge suflată de Cătălin Munteanu, s-a văzut acolo clasa, experiența șeptarului din Aurist. Se resimte în continuare maghiarul, până la urmă iată-l se ridică. 10 ani mai tânăr Voș față de Cătălin Munteanu, dar lucrul acesta nu s-a simțit în faza de mai devreme. Alexe, cercat o minge pentru Țucudean, Cadu pentru Mureșan. Bulhac, Alexe, Bubacar, Cătălin Munteanu, se desface acțiunea dinamoviștilor în banda stângă. Bulhac reușește să țină mingea în teren și se luptă cu Dea. Recuperarea lui Mureșan și poate fi contraatacul CFR-ului cu Modu Sugu. Sugu are viteză bună, lângă el este Grigore. Sugu izolat de Grigore în cursul terenului. Deac, Mureșan, Deac vine însă și recuperează surpriza lui Bonetti, Bubacar. Dacă de Isaba știam că e bun Bubacar, nu-l văzusem niciodată până acum într-un meci oficial. Și să nu uităm că Bubacar vine din Liga 4-a franceză. Iată din nou pe Bubacar cu o minge precisă pentru Alexe. Preluarea lui Alexe, în fața lui este tânărul Ivo Pintu. Alexe și Ivo Pintu, cei care au fost protagoniști la faza în care Dinamo a cerut penalti. Alexe până la urmă este blocat și obține doar o lovitură de colț. Ivo Pintu se descurcă bine în această partidă și demonstrează că nu întâmplător îi ia locul lui Lyon în primul 11. Noul capitan al lui Dinamo, Cătălin Munteanu, după ieșirea lui Niculae de la pauză. Hai să vedem dacă acest corner. Hai să vedem dacă Grigore este bun și în careul advers. Iată, bară a lui Luchin. Ce ocazie pentru Dinamo. Dinamo continuă atacul, fault spune asupra lui Nica. Noi l-avem în imagine pe Luchin, cel care a zguduit transversala porții CFR-ului. Mare ocazie, uriașă ocazie. Mingea a fost deviată de Grigore. Cei doi fundași central dinamoviști în careul CFR-ului s-a surcat de minune la această fază. A trimis Grigore către Luchin, o bară din 3 metri cu ochii închiși pe cadar Luchin. Cât de bine îi ia Grigore fața lui Gabi Mureșan în fața de mai devreme. Iată cât de bine sare aici. Apare Luchin după devierea lui Grigore și CFR are șansă în această fază. Vedem și reacția lui Dario Bonetti, probabil și el nemulțumit. Și mie mi s-a părut că a fost faul la Nica ulterior, dar arbitrul nu a văzut la fel și este minge a CFR-ului. O ocazie mai mare de atât nu cred că se putea. Era cu toată poarta în față, mingea s-a dus direct în bară. Aș vrea să remarc faptul că după ce Grigore a avut două intervenții decisive în propriul careu, apare foarte bine și în careul advers pentru acea deviere care putea să însemne o pasă de gol. Da, și suporterii sunt readuși la viață de această fază frumoasă a lui Dinamo. Dinamo luptă, Dinamo se aude din sectorul suporterilor dinamoviști. Această supercupă este departe de a fi decisă. Dintr-o fază asemănătoare, Dinamo a reușit să câștige Cupa României cu un gol al lui Scarlet Tache, tot la o fază fixă. Să vedem dacă norocul dinamoviștilor s-a terminat, pentru că am văzut doar de noroc, doar de ghinion se poate vorbi la faza de mai devreme, sau de noroc pentru campioni de la CFR, bineînțeles. Bulhac aruncă de la margine, ținut foarte strâns Alexe. Știe Ioan Andone că Alexe este un jucător care poate exploda oricând acolo pe fază ofensivă. Trecere superbă a lui Sugu. Diogo Valente, Voș, cercat o pasă Voș, nu i-a ieșit de această dată. Isaba, minge trimisă pentru Rus, așteaptă Bubacar în centru, primește Bubacar mai departe pentru Alexe într-o zonă liberă. Alexe șutează. Doi jucători s-au aruncat în fața lui Alexe și au reușit să respingă această minge. Cătălin Munteanu cu o nouă recuperare.
Așteaptă Rus în banda dreaptă, centrarea lui Rus în fața porții, minge deviată de Maftei și respinsă de Cadu în corner. Crește temperatura pe Național Arena, dacă se mai poate. Iar capitanul Ricardo Cadu le cere coechipierilor săi să se trezească la viață. Iată și pe Stănciuiu, care încearcă să-și anime coechipierii. Cătălin Munteanu, foarte bună recuperare în ultimele două atacuri ale lui Dinamo. Din nou Cătălin Munteanu cu o centrare. Stănciuiu este acolo și reține. Nu, are o ușoară ezitare, dar până la urmă prinde această minge și încearcă să declanșeze contraatacul. Roni așteaptă o minge de la Deac. Deac controlează acest balon. Mingea este până la urmă dată CFR-ului. Arbitru Hasegan consideră că Puha l-a faultat pe Deac. Este căzut acolo Mica, dar Hasegan a văzut un fault în prealabil al lui Puha asupra șeptarului CFR-ului. Se mulțesc fazele contestate de dinamoviști când vine vorba de arbitrul Hasegan. Mica a luat o minge în flex. Ceva mai devreme iese maghiarul Boș. Până la urmă, în această săptămână s-a remarcat doar cu declarația aceea incendiară. Însă Andone îl felicită pentru jocul făcut. Este un gest de curajare. Boș n-a făcut mare lucru în această partidă, dar este o partidă în care el este departe, probabil, de condiția sa fizică optimă. Acum vedem pe Țucudean, trimițându-i înapoi lui Rus, urcă și Bubacar. Pentru el era acest balon. Din nou Rus pentru Bubacar. Al doilea balon însă a fost ratat. A intrat Sare la CFR, o schimbare post pe post, un mijlocaș central defensiv care va juca alături de Mureșan, așa cum a făcut-o și Voș. Foarte interesant acest Bakary Sare, ivorian, la 14 ani a fost cumpărat de Anderlecht. Acum are 22 și încearcă să-și relanseze în România cariera. Deac. Așteaptă Bakary Sare, dinamoviștii s-au organizat pe fază defensivă, mingea care ajunge la Mureșan. Acum Bakary Sare. Maftei. Foarte inteligent Gabi Mureșan în jocul său. Da, să nu uităm și de pasa. Că poate ajunge din nou la Naționala României, fără probleme. Să ne aducem aminte și de pasa pe care o dă la gol, cât de bine așează balonul pe piciorul stâng lui Valente. Acolo Deac face un paravan și reușește să-l depășească pe Pulhac. Apare foarte bine apoi Grigore. Pe cât de modest a fost evoluția lui Grigore în partida cu Steaua din campionat, că atât de bine a jucat până acum în acest meci. Nu rata trioul Nutline de vară. Noile semințe condimentate cu paprika, pachetele XL de semințe negre și de semințe pestrițe. Nutline, verde la distracție. Am revenit aici pe Arena Națională și vedem cum Bălgrădean este cel care repune, pentru că între timp CFR-ul a avut forța de a ajunge în careul lui Dinamo. Iată-l pe Mureșan. Nu știm prea bine dacă a vrut să șuteze sau să centreze, dar iată-l depășește pe Cătălin Munteanu. Este un culoar pe care Puhac îl lasă neacoperit și Mureșan amenință din nou poarta lui Dinamo. Schimbare la Dinamo. A intrat Cosmin Matei în locul lui Rus. E o schimbare normală. Cosmin Matei, un jucător foarte bun în situațiile de 1-1, un jucător care poate depăși adversarul cu ușurință. Rus, mai degrabă un muncitor. Are nevoie de multă inventivitate Dinamo în această parte a doua jocului. Cosmin Matei a încercat o pasă către Țucudean și el intrat în debutul acestei reprize secunde. Grigore cu o intervenție importantă de a putea declanșa contraatacul cu o pasă pentru Sugu. Acum Alexe scapă mingea în afara terenului, va fi aruncare de la margine pentru campionii României. Grigore mi se pare cel mai bun jucător de la Dinamo până acum. Iarăși a avut o intervenție excelentă mai devreme. Dacă în prima repriză cei doi africani m-au impresionat, mai ales pentru că sunt la primul lor meci pentru Dinamo și s-au integrat bine în jocul echipei lui Bolivii, să remarcăm acum jocul lui Grigore. Bălgrădean rezistă acestei mici dificile care i-a fost trimisă. Nica își păstrează cumpătul și depășește în fața lui Valente. Apoi Nica cu o pasă bună pentru Țucudean. Preluarea lui Țucudean. Țucudean șutează, gol! Gol magnific al lui Dinamo! Înlocuitorul golgheterului Marius Nicolae. Țucudean marchează un gol memorabil, senzațional, Țucudean. La fotbal american așa ceva se numește Lambeau Leap. El, jucătorul, sare în tribună pentru a se bucura alături de spectatori. Țucudean face într-adevăr o săritură de mare jucător.
motor în timpul meciului, pentru că după bucuria a fost pe măsura mașinilor pe care le deține. Ca un Ferrari a reușit să preia această minge și să o trimită. Exact. E o preluare cu mâna însă. O mașină se vede la această reluare. Mie mi s-a părut o preluare cu mâna. Nu sunt foarte convins. Cred că se ajută ușor și cu mâna. Poate că vom mai vedea relor, pentru că este un moment important. Dar ai dreptate, se ajută și cu mâna. Să zice că este o reparație după mâna, mâna lui Ivo Pinto, cred. Este mâna lui Ivo Pinto acolo, într-adevăr. Până la urmă, suntem liniștiți pe ansamblu. Nu este o nedreptate în acest meci. Acea mâna lui Ivo Pinto se compensează cu această mâna lui Sucudean. 1-1 este scorul corect în acest moment, în această supercupă, între campioana CFR și deținătoarea cupei, Dinamo. Meciul este aprins de această execuție minunată a lui Sucudean și inspirația lui Dario Bonetti. E proverbială deja. Iată că Dinamo arată cu totul altfel în această primă partidă oficială, după imaginea jalnică pe care a avut-o în meciurile amicale. Faulta de această dată, Bubacar la mijlocul terenului, se resimte senegalezul. Intrarea unui alt jucător african, Bakary Sare. În faza golului aș vrea să remarc și felul în care Nica scapă de pressingul lui Valente și apoi îi dă o pasă care mie mi-aduce aminte de pasa care i-a prilejuit lui Florin Bratu marcarea golului aici la București în partida cu Lazio din preliminariile Ligii Campionilor. Dacă poți să mă ajuți, scapă numele fundașului dreapta de origine africană care juca la Dinamo atunci, care îi dă acea pasă lui Florin Bratu. Tot așa, de la un fundaș dreapta vine acea pasă pentru Florin Bratu și atunci Dinamo reușea să marcheze partida cu Lazio. Îți dau și prima literă, D. Mai rămâne să-mi dau acum mobilul pe ecran să mă ajute telespectatorii. Minge pentru Bubacar. Bubacar este... Dauda. Bubacar, o pasă pentru viteza lui Alexe. Alexe trece și nu obține absolut nimic. Dinamo cere din nou penalti, însă Hațegan din nou... De această dată mie mi s-a părut un plonjor și este al doilea cartonaș galben pentru că a dus și eliminare. Wow, ce decizie ia Hațegan în această fază. O decizie drastică luată de Hațegan. Cadu se războiește acolo cu arbitrul. Explozia lui Alexe pe banda dreaptă, foarte surprinzător a apărut până la urmă. Hațegan dictează lovitură liberă, dar nu din interiorul careului, ci de la marginea careului. Da. A fost un plonjon lung, jucătorul din Auvista a ajuns în careul CFR-ului, dar el a fost faultat în afara careului. Revedem această fază din nou, curge foarte bine atacul lui Dinamo. Alexe aici! Nu este la câțiva centimetri. Nu este fault. E intrare imprudentă a lui Cadu, dar nu prea l-atinge. Eu aș spune că este totuși foul. Aceasta este părerea mea. Oricum un meci extrem de greu pentru Hațegan. Și iarăși o decizie foarte bună, pentru că este în afara careului. Dacă se dă foul, cu siguranță în afara careului. Da. Cadu extrem de nervos se duce la vestiare. CFR-ul va juca în ultimele 25 de minute în 10 oameni, dacă nu vom ajunge cumva prelungit, bineînțeles. Da, trebuie să fac rectificarea. Până la urmă, un telespectator mă ajută, n-a fost Daudat, ci Blake, cel care i-a pasat atunci lui Florin Bratu. Noi revedem această fază în care a spune că totuși este acolo, cum i-ai spus, o imprudență, dar este o oprire a lui liberă pentru Alexe. Cătălin Munteanu, este o minge pentru stângul lui Cătălin Munteanu. Să vedem execuția șeptarului dinamovist, s-ar putea direct pe poartă. Îl vedem pe Stăncioiu cum își așează zidul foarte, foarte atent, pentru că este o fază extrem de importantă. Cât de mult s-a resturnat această supercupă. CFR conducea cu 1-0, a venit golul lui Sucudean și acum această lovitură liberă după eliminarea lui Ricardo Cadu. Cătălin Munteanu, să vedem dacă va șuta direct, cred că o va face. Mingea lui Munteanu! Milimetric pe lângă poarta lui Stăncioiu. Cătălin Munteanu ne-a adus aminte de Hagi cu această execuție și am auzit în ultima vreme caracterizarea făcută lui Cătălin Munteanu de către Hagi. Un jucător rar, mi se pare o caracterizare atât de bună pentru ce înseamnă Cătălin Munteanu în Liga 1. Un jucător rar.
Este ultimul playmaker cu adevărat al campionatului. Cred că asta e caracterizarea care îi place cel mai mult al lui Bonetti. A făcut-o la conferința de presă de dinaintea cupei, finale Cupei României cu Rapid. Spunea că nu are așa ceva în lot, doar Cătălin Munteanu poate fi un playmaker adevărat. Câte comentarii vor fi făcute după aceste decizii ale lui Ovidiu Hasegan, decizii foarte importante și sigur discutabile. O partidă, așa cum spuneai, grea pentru cel mai bine cotat central din România în acest moment. Să nu uităm penalti refuzat lui Dinamo în prima repriză la un hands făcut în careu de Ivo Pintu. Acum gol marcat de Dinamo după un hands făcut de Sucudean și această eliminare a lui Ricardo Cadu după un al doilea cartonaj galben care este arătat pentru o fază în care iarăși este de discutat dacă Alex a fost sau nu faultat. Toate aceste faze importante din această partidă pot fi văzute pe site-ul sport.ro. Gabi Mureșan a trecut în mod natural în postul de fundaș central. Sugu cu o preluare foarte interesantă, Modu Sugu. Continuă Sugu cu o pasă pentru Bakary Sare. Camora, pasa pentru Sugu, intervenția lui Luchin și Dinamo poate declanșa contraatacul, o minge pentru Bubacar. Bubacar este surprins de Deac, până la urmă pierde mingea. Sugu pe un culoar, plecase Diogo Valente, din nou Sugu, lângă el este Luchin. Sugu rezistă și la al doilea adversar, este faultat de Cătălin Munteanu și este lovitura liberă pentru campionii României. Îmi place că vedem campioana României nu încearcă să păstreze acest rezultat de egalitate, acum fiind în inferioritate numerică. CFR atacă, obține această lovitură liberă și fazele fixe acum în inferioritate numerică sunt foarte importante pentru CFR. Să ne aducem aminte în sezonul trecut CFR cât de bine s-a descurcat în inferioritate numerică la Vaslui, când a ieșit neînvinsă din derbiul campionatului. Acum Gabi Mureșan șutează, mingea nu poate fi deviată de Roni. Nimeni nu se aștepta ca Mureșan să șuteze. Jucătorii lui Dinamo încă se consultau în privința zidului. Îl avem în imagine pe cel care a răsturnat situația pe tabelă în această repriză secundă. George Țucudean marchează un gol minunat. Cătălin Munteanu, intrase Matei în centru, însă pasa se duce către Țucudean care faultează Andone. Foarte, foarte nervos la marginea terenului, o criză de nervi a lui Andone. Iese în acest moment Diogo Valente, intră Hora. Andone este ud tot, cu siguranță a transpirat foarte tare. Andone s-a agitat mult pe margine. Marcatorul golului CFR-ului iese de pe teren, Valente nu a existat foarte mult în această partidă, dar uneori un jucător valoros reușește să facă diferența cu o execuție, așa cum a reușit Valente în prima repriză cu un șut superb. Hora poate aduce mai multă vitalitate pentru CFR, echipa lui Andone avea nevoie de acest lucru, avea nevoie de prospețimea unui jucător tânăr precum Hora, mai ales că joacă în inferioritate numerică acum. Mureșan a fost retras în defensivă după eliminarea lui Cadu, joacă în linie cu Maftei. Nica intră tare, Camora intră tare și Nica, jocul lăsat liber. Cosmin Matei se resimte, o lovitură la umăr primită după intrarea tare a lui Camora. Așteptăm în continuare cu interes și evoluția lui Cosmin Matei în acolo un pui de scandal. Bubacar și Maftei la un pas de a se lua la bătaie, însă s-au calmat spiritele. Foarte energic acest Bubacar prezent în joc. Noi suntem cele mai mari turnee de poker online din lume. Noi suntem Poker. Spuneam despre Cosmin Matei că aștept cu interes să văd cum va juca în aceste ultime 20 de minute și în eventualele prelungiri, pentru că, să nu uităm, Matei a fost unul dintre cei mai buni jucători lui Dinamo în prelungiri, unul dintre puținii jucători care au impresionat în aceste partide de pregătire, în aceste amicale, încerc scuze, și Matei poate însemna un atu important pentru Dinamo în ultimele minute din cele 90. Dacă scorul se păstrează egală, această supercupă are parte de un final teribil de
spectaculos, plin de suspans, așa cum au avut supercupele în care au jucat mai mereu și Dinamo și CFR, multe dintre ele decise la penaltiuri. CFR-ul a cucerit cele două supercupe de până acum la penaltiuri cu Unirea Urziceni de fiecare dată. Iar Dinamo a pierdut fie în prelungiri, fie la penaltiuri în Supercupa României. Mureșan intră decis în fața lui Alexe. Dinamo rămâne însă în atac. Isaba, frumos, se levit acolo. Isaba pe unul dintre jucătorii CFR-ului. Continuare cu Alexe. Alexe din nou lângă Ivo Pintu. Alexe acum încearcă să levite pe Ivo Pintu și reușește. În vitrine de cap, gol! Nu! Oh! Wow, ce iluzie! A venit acolo și a trimis cu capul, nu este Isaba, cel care a trimis cu capul, o fază excelentă a băieților lui Bonetti, pornită de la dribblingul magnific al lui Isaba. Continuată bine de Alexe, care în sfârșit reușește să-l depășească acolo pe Ivo Pintu. A revăzut acel dribbling al lui Isaba, deac nu a înțeles nimic. Și apoi Alexe, care în sfârșit reușește să-l evite pe Ivo Pintu, centrează foarte bine. Mingea șterge plasa, iluzia optică este acolo. Isaba și el un câștig mare pentru Dinamo după această vară, totuși austeră la Dinamo din nou în privința achizițiilor. Dar au fost făcute câteva achiziții cu cap. Cred că și cei doi jucători aduși de la Timișoara, Scutaru și Accente, vor putea ajuta și ei, mai ales Scutaru în apărare. Dar și Accente a fost lăudat de Dario Bonetti după meciurile de pregătire. Deac, minge lăsat în spate pentru Ivo Pinto. Hora a încercat prelungirea, minge la bătaie pentru Țucudean, care lovește mingea. Rămâne pe gazon Maftei, cred, da? Dovit de Țucudean, probabil. Țucudean este corpulent, știe foarte bine să-și folosească corpul. Cât de bine se vede operația lui Maftei pe genunchi în acest moment. Operație care l-a ținut departe, o accidentare care l-a ținut departe de gazon aproape un an. Vasile Maftei a câștigat Supercupa României cât cele două echipe aflate pe teren la un loc. Maftei are trei supercupe câștigate, toate cu Rapid. Pare să fie ceva serios la Maftei. În timp ce Dinamo a câștigat o singură dată Supercupa și CFR de două ori. Vasile Maftei sigur speră acum să câștige Supercupa și cu CFR după succesele pe care le-a avut cu Rapid. Intensifică alergarea Ionuț Rada. Se pare că Maftei nu va putea continua această partidă. Ionuț Rada, care oricum trebuie încercat de Ioan Antone. Noi avem reluarea fazei în care Țucudean îl lovește cu crampoanele în pulpă, cred, pe Maftei. Spuneam despre Rada că trebuie încercat de Antone pentru că Maftei este suspendat pentru două meciuri în preliminariile Ligii Campionilor și Rada poate fi complementul lui Cadu în centrul defensiv la CFR. Țucudean, cine știe, după cum a jucat în această repriză a doua a Supercupei și în condiția în care Marius Nicolae ar putea să o părăsească pe Dinamo, cine știe, cum spuneam, ar putea să facă pasul spre primul 11 al formației dinamoviste. Revine Maftei, o veste bună, pentru că Andone s-a uitat insistent către Capetanu, s-au avut un schimb de replici cei doi. Probabil că Andone vrea să-l introducă pe Capetanu, iar accidentarea lui Maftei ar fi stricat planurile. Dar n-ar mai fi putut să-l introducă pe Grec, pentru că Andone deja a făcut două schimbări în echipa sa. O nouă intrare tare se resimte Hora, însă Bubacar scapă de cartonașul galben. Lovitură liberă executată de Mureșan. O minge înaltă până la urmă pentru Roni. Roni deviază pentru Sugu și acolo de puțin nu a reușit senegalezul să preia acea minge. O nouă pasă bună a lui Nica, Maftei nu reușește intervenția. Și acum Matei este faultat, da, este faultat de Camora. Și este un cartonaș galben pentru Camora. Cartonaș galben pentru Camora, mod normal. Ratarea intervenției lui Matei a contat foarte mult în această fază. Camora a trebuit să facă ceva pentru a-l opri pe Matei, pentru că altfel lucrurile arătau foarte rău pentru CFR. Maftei calcă din ce în ce mai greu, cu siguranță accidentarea de mai devreme și-a spus cuvântul la faza în care a scăpat controlul. Duel superb în această fază în reluare cu Matei, care este faultat tare de Camora.
Lovitură liberă la care Cătălin Munteanu nu poate lipsi. Și s-a dezbrăcat Pantelis Capetanos, golgheterul CFR-ului din sezonul exact trecut. Ce vă spuneam, Andone vrea să-l bage pe Capetanos. Roni ține la Țucutean. Să vedem ce soluție va găsi Cătălin Munteanu. Sunt multe opțiuni pentru el și Țucutean, acum și Dragoș Grigore și Luchin. Minge trimisă la colțul scurt, reușește să respingă CFR-ul. Deac! Și o intervenție foarte importantă a lui Cosmin Matei, și el cu un look schimbat, pare băiat mai serios, și el spunea, da, n-am fost serios până acum, dar de acum încolo promit să mă schimb. Da, și iată momentul în care iese de pe teren Roni și în locul său intră Pantelis Capetanos. Capetanos, să nu uităm, marca în minutele de final golul victoriei pentru CFR la București în compania lui Dinamo în primăvară. Și Pantelis Capetanos provoacă un cor de fluierături. Dinamoviștii se tem de acest atacant grec, care le-a făcut multe probleme și pe vremea când evolua la Steaua, bineînțeles. Preluarea lui Saba, mingea este respinsă de Sare, precis, acum de la Hora pentru Deac. Deac pătrunde spre interior, Deac, o fentă bună, pasă pentru Capetanos, mingea lui Capetanos, șut al acestuia, iese corner, Dinamoviștii cer semnalizarea unui hands la preluarea lui Capetanos. Dar va fi lovitură de colț pentru CFR. 8 goluri în 2012 are Capetanos. E un procentaj excelent pentru atacantul grec. Nici vorbă de offside și nici de vorbă de hands, sigur. Pulhac probabil îi certa pe coechipieri că nu s-a organizat mai bine în defensivă la faza de mai devreme. CFR are din nou forța de a reveni, deși joacă în inferioritate numerică. Atacă acum careul lui Dinamo cu lovitură de colț bătută însă slab de Deac. Balon care ajunge acum la Ivo Pintu, pressing făcut de Bubacar. Stâncioiu. O minge aruncată de Stâncioiu într-o zonă în care nu se află însă niciun jucător al CFR-ului. Fanii veniți de la Cluj așteaptă însă poate o rezistență a CFR-ului până la penaltiuri. Să ne aducem aminte cât de bună este CFR la penaltiuri. A câștigat de două Supercupa României și de asemenea finala Cupei României în urma loviturilor de departajare. E adevărat, dar va lipsi Cadu, omul penalti, omul care a dus toate aceste trofee CFR-ului. Și nu mai este în poarta CFR-ului nici Nuno Claro, care a fost atât de bun în acele momente în care CFR trebuia să execute și de asemenea să apere lovituri de departajare. O minge pentru viteza lui Capetanos, de această dată nu a găsit cea mai bună soluție Ioan Hora. Pantelis Capetanos, cu siguranță că patronul Stelei, atunci când îl vede în prim plan, regretă pierderea atât de ușoară a jucătorului grec, niciun ban încasat de Steaua, pe acest jucător care a fost până la urmă o mare afacere pentru formația cujeană. O medie excelentă la Steaua, 28 de goluri în 3 ani. În offside de această dată Isaba. Isaba este ceea ce se spune despre mijlocaș, că este box-to-box. Noi avem în reluare această fază cu golul marcat de Dinamo prin Țucutean. Cât de bine prinde colțul scurt aici. Revedem încă o dată mingea pe care e adevărat că și-o face cu mâna. Interesant este însă că Maftei, care este aproape de Țucutean, nu are nicio reacție către arbitrii, dar revăzând de mai multe ori această fază, noi suntem convinși că a fost un hands acolo. Deac. Pasa lui Deac pentru Hora. Grigore reușește să câștige prin planul și acum Pulhac. Alexe pentru Cătălin Munteanu. Aleargă foarte mult Deac ca de obicei. Țucutean, Bubacar. Și acum jocul se mută în cealaltă parte. Pasa lui Nica printre pentru urcarea lui Isaba. Iată, a căzut senegalezul și el cu ceva probleme. Se cere schimbarea, va intra Curtean. Probabil că Isaba nu mai poate continua. Vedem bandajul destul de mare de la picior. Curtean, omul care a centrat atât de bine la golul lui Scarlatache din finala Cupei României, când Dinamo a marcat golul care a decis acea finală în fața Rapidului. Iese de pe teren Isaba, aplauze pentru evoluția noului jucător al lui Dinamo. Și în locul său intră Curtean. Dinamo își păstrează nuanța ofensivă, ba poate chiar va fi și mai ofensivă după intrarea lui Curtean în locul lui Isaba. Capetanos a reușit să devieze, însă se dă lovitură liberă.
Isaba e chemat de suporterii dinamoviști după evoluția sa pentru hai saluta. Da, este un jucător deja care are o relație bună cu suporterii pentru că a demonstrat în această supercupă că este fotbalist adevărat. Cosmin Matei, faultat de Sugu, va fi o lovitură liberă pentru dinamoviști. Minutul 82, în continuare 1-1, Supercupa României 2012, CFR Cluj-Dinamo. Și ne aducem aminte cât de importante sunt finalurile de meci în disputele dintre Dinamo și CFR. Deocamdată vedem o minge a lui Matei pentru Țucudean. Revin cei de la CFR pe contraatac. Un dribbling foarte frumos al lui Deac. Deac îi poate pasa lui Capetanos. O face. Grecul preia. Lângă el este Pulhac. Nu atacă Grigore decisiv și bine o face. Un balon acum pentru Sugu. CFR atacă cu 5 oameni. Sare primind de la Camora și contraatacul CFR-ului se stinge. Din nou Camora. Sugu. O continuare cu Deac. Deac este atacat de Lukin și până la urmă din Dinamoviști reușește să recupereze. Curtean într-o primă acțiune. Curtean nu a reușit să treacă de Camora. Poate surprinzător, dinamoviștii sunt cei care se apără după ce au fost eliminat Cadur și CFR-ul joacă în 10. Acum Lukin cu o pasă pentru Bubacar, pe contraatac, Bubacar l-are lângă el pe Țucudean. Pasa este pentru Țucudean, un pic cam lungă. Greșește Stâncioiu. Cosmin Matei faultează la Deac și scapă CFR-ul după o fază în care, spun eu, Stâncioiu a riscat foarte mult. Există acolo și meritul lui Țucudean, care are un fuleu bun și reușește să ajungă în fața lui Stâncioiu. Spuneam despre finalurile de meci, cât de importante sunt în disputele dintre Dinamo și CFR. În minutul 82 al meciului de la Cluj, dintre CFR și Dinamo din sezonul trecut, CFR conducea cu 2-1 și totuși, în finală, Dinamo câștigă cu 3-2 într-o răsturnare spectaculoasă de situație care l-a avut în prim plan pe Marius Nicolae atunci. Iar aici la București, în primăvară, CFR reușește să câștige în fața lui Dinamo printr-un gol marcat de Pantelis Capetanos, tot așa pe final. Cosmin Matei într-o discuție cu antrenorul său Dario Bonetti. Se pare că are ceva probleme Cosmin Matei. Degajarea lui Stâncioiu. Capetanos de această dată blocat de Grigore. Hora. Hora cu o trecere foarte frumoasă, însă mingea iese în afara terenului. Un jucător încântător la Gloria Bistrița. Hora la CFR nu a arătat încă ce poate, deși e deja la al doilea sezon, al treilea sezon de fapt. Câțiva tineri interesanți plecați de la Arad. Țucudean am văzut, a marcat golul lui Dinamo. Hora a jucat și el acolo și ar putea și el să crească în continuare. Deocamdată îl vedem pe Alexe. Minge cu exteriorul lui Alexe, deja faimosul exterior al lui Alexe, pentru că lui este foarte greu de acolo să centreze cu piciorul stâng. Acum sare o minge respinsă bine de Mureșan. Deac, Capetanos nu este însă omul care să ajute foarte mult construcția la CFR. El este omul care să înțepe mingea în poartă după ce coechipierii săi o aduc în careu. Ivo Pinto pentru Deac și acum Bacari Sare. Matei. Este până la Stâncioiu, pentru că dinamoviștii împing liniile foarte mult. Stâncioiu cu o degajare direct către Sugu. Lukin, Cătălin Munteanu și acum Nica. Cosmin Matei. Cosmin Matei îi face semn Bonetti că e foarte mult spațiu, avansează și asta se întâmplă. Curtean. Bubacar, Curtean. Se apără bine CFR-ul, foarte organizat. Sugu este cel care ajută foarte mult. Cătălin Munteanu deschide jocul extraordinar pentru Pulhac. Ce viziune are Cătălin Munteanu. Centrarea lui Pulhac. Stâncioiu evită autogolul. Sau, mă rog, mingea a fost deviată de Ivo Pinto și Pulhac gata să marcheze. Nici lui nu-i vine să creadă. Pe când era la Alicante, probabil a văzut relori cu golul pe care reușea de acolo Roberto Carlos pe când juca la Real Madrid și acum probabil spunea, mamă, cât de aproape am fost să fiu și eu un Roberto Carlos. Sigur, aici devierea lui Ivo Pinto
are un rol decisiv. Roberto Carlos a dat acel gol memorabil, fără vreo deviere și dintr-un unghi și mai închis decât acela. Se duce Curtean în cursul terenului, de acolo, acolo central, exact, pentru golul marcat de Scarla Tache. Puiol s-a întors însă în Azerbaijanul, singurul loc unde îi se spune Puiol. Deocamdată îi avem pe Luchin și pe Grigore, de asemenea pe Țucudean. La capătul acestei centrări, mingea este respinsă de Capetanos și apoi Stăncioiu probabil evită cornerul. Nu reușește. Va fi lovitură de colț. Cătălin Munteanu se grăbește să execute acest corner. Defensiva CFR-ului se organizează, toți jucătorii lui Andone sunt în propriul careu, pentru că echipa este în inferioritate numerică. Centrarea lui Cătălin Munteanu, mingea este respinsă din nou de foarte bine de Capetanos. Capetanos a venit acolo și a rezolvat. Nica pentru Cosmin Matei, se întorc fundașii dinamoviști pe locurile lor. Cătălin Munteanu cu o fentă, continuă Cătălin Munteanu. Cosmin Matei, cercat pentru Cătălin Munteanu, însă pasa este greșită și Bacari Sare lansează pe Capetanos. Bălgrădean, dacă era Sucu la capătul acestei, era mult mai periculos, era mult mai greu pentru Bălgrădean. Creștea pulsul. Mingea revine în poziția lui Cătălin Munteanu. O diagonală marca Munteanu cu Matei la capătul acestei pase. Dribling frumos al lui Matei. Matei centrează și cât de aproape este Dinamo de gol. Până la urmă mingea se respinsă de defensiva celor de la CFR Primureșan. A fost acolo Alexe, cel care a ajutat slab. Sare acum precis pentru Sugu și jocul se mută rapid în jumătatea celor de la Dinamo. Offside la Capetanos. Foarte importantă poziționarea lui Grigore la această fază, pentru că grecul Capetanos era în poziție de start, era în bloc start acolo. A rămas Grigore foarte aproape de linia de centru și de aceea n-au reușit ceferiștii să facă nimic. Gabi Mureșan a faultat de această dată, el a respins șutul lui Alexe. Cât de bun a fost această incursiune. Inspirat Alexe. Iată-l aici pe Matei, dându-i momeala lui Camora și apoi driblându-l foarte frumos pe fundașul stâng al CFR-ului. A urmat centrarea, din păcate pentru Dinamo. Țucudean nu reușește să ajungă la acea centrare lui Matei, dar Alexe a avut șansa sa. Din nou corner pentru Dinamo, mult mai asistent de echipa lui Bonetti. În acest final de partidă intrăm în curând în ultimul minut de joc. Vom avea cu siguranță prelungiri, să vedem dacă vom avea două reprize de prelungiri. Continuare este 1-1. Cătălin Munteanu, ultimul minut, centrarea lui Cătălin Munteanu, este să încerc greșit. Ce ratare! Curtean se lovește mingea de el în marginea careului de 6 metri. Dinamoviștii continuă atacul prin Nica. A fost o eroare în genul celei făcute de Marius Nicolae, când în prima repriză Nicolae nu s-a așteptat ca mingea să îl depășească pe Maftei și nu a reușit o preluare care putea să fie decisivă. Noi îl avem pe Marius Nicolae alături de tatăl său. Mi-a plăcut foarte mult bucuria lui Marius Nicolae la golul reușit de înlocuitorul și probabil urmașul său, George Țucudean. Avem reluarea acestei faze cu Cătălin Munteanu, care execută foarte bine. Stănciu este încurcat de doi jucători din Dinamoviști și iată-l pe Curtean, nereușind să profite de această situație. Mureșan cere semnalizarea unui faul la Stănciu în acea fază. Andone ar vrea să țină mingea până fluieră arbitru. Până la penalturi, a spune eu. Curtean, deposedat foarte bine de Camora, revine Curtean și faultează. Foarte frumoasă până la urmă această supercupă a României. Cred că sunt mulți suporteri, mai ales din Audiști, care regretă că nu au venit la Arena Națională pentru a trăi această partidă. Arpad Pascani speră ca echipa sa până la urmă să aibă câștig de cauză și supercupă, pentru că deseori CFR s-a aflat în dificultate în aceste meciuri decisive și totuși de fiecare dată CFR, când a jucat cu titlul pe masă, cu un trofeu pe masă, de fiecare dată CFR s-a impus. 3 finale de cupă și 2 supercupe câștigate de CFR, niciodată învinsă într-o partidă decisivă. Faultat Cătălin Munteanu. Mi-a dat cu cotul. Pulha, cum spuneam, este singurul jucător din echipa care în urmă cu 7 ani câștiga Supercupa României, singura din palmaresul lui. La acest schimbor de fotbal românesc, a spune supraviețuitor chiar. Da, singurul jucător care era în primul 11 al acelei echipe și care s-a aflat în primul 11 la acest meci. Dinamo revine, Bubacar joacă în continuare exact, acum i-a pasat lui Nica.
O minge lungă a lui Nica, puștul din apărare lui Dinamo a prins tupeu, îi pasează excelentului Țucudean, Bubacar! Prea simplu pentru Stăncioiu, dar aș remarca încă o dată cât de bine colaborează tinerii Nica și Țucudean, cei care au construit golul egalării pentru Dinamo. Eu aș demarca blocajul lui Gabi Mureșan, care nu s-a pierdut cu firea și ca în curtea școlii a reușit să blocheze. Grigore! Face hands Grigore într-o fază foarte simplă pentru el și primește, cred, în mod normal și cartonaș galben. Este grațiat de această dată de arbitrul Hațegan. Nu era o fază grea, Grigore scăpase de Capetanos și totuși face hands. Are voie să facă o greșeală la cât de bine a jucat până acum în acest meci, dar deseori la fundașii centrali o eroare poate însemna foarte mult, poate răsturna o evoluție bună. Oricum, aș spune că jocul pe care l-a făcut Dinamo în această supercupă în compania campioanei României este o partidă care poate readuce fanii dinamoviști alături de echipa lui Dario Poneti. Antrenorul este popular printre suporteri, jucătorii tineri arată că pot înlocui vechile glorii de la Dinamo. Eu cred că Dinamo este o formație care merită să aibă fanii în sezonul viitor alături de ea. Și apropo de jucătorii consacrați, Dănciulescu va termina acest meci pe banca de rezerve, așa cum s-a obișnuit de altfel în ultima vreme, și el spunea: o să joc mai puțin, dar îmi voi respecta contractul, adică voi mai sta încă un an. Lovitură liberă pentru CFR, moment important. Gabi Mureșan sau Deac? Aceasta este întrebarea. Gabi Mureșan! Șutul său este direct în peluză și se dă corner. După loviturile astea libere ale lui Mureșan, au apărut bancuri cu Mureșan, așa cum sunt bancurile cu Chuck Norris. De această dată Mureșan își vede șutul deviat foarte bine acolo, de același Grigore, dacă nu mă înșel. Foarte bună acea minge șteansă, foarte bună acea intervenție a lui Grigore, care șterge mingea și șutul violent al lui Mureșan se duce în corner. Capetanul să încearcă să-și găsească o poziție din care să marcheze în urma acestui corner. Ne aduce mai multe ce golul spectaculos a reușit să marcheze, inclusiv după lovitul de colț. Deac, să vedem dacă va poate mai lung de această dată. Minge bună lui Deac și cât de aproape a trecut Sare acolo. De asemenea și Capetanos a fost într-o poziție bună. S-a terminat prima parte, să spunem, acestui meci 1-1. Luăm o scurtă pauză, ne vom întoarce cu prelungirile Supercupei României 2012. Le mulțumim celor care de-a lungul vremii ne-au arătat ce înseamnă fotbal adevărat. Intră pe fotbaladevărat.ro.